Pe parcursul anilor, secțiile care activează în cadrul societății Mihai Eminescu au înregistrat succese încadrând în rândurile sale și noi iubitori ai culturii românești. Coșteiu se poate mândri și cu numărul activiștilor, având în vedere că o treime din cetățeni sunt membri ai societății. Condiții pentru activitate și de la comunitatea locală și de la societatea culturală Mihai Eminescu încercăm să creăm aceste condiții ca să se poată lucra. Din cauza că de mulți ani, dacă ne uităm cât am mai în trecut, din anul 1869 s-a înființat primul cor, 1882 teatru, 1910 fanfara, așa că nu trebuie uitat acest lucru și a ceea ce au făcut precedenții noștri înainte de noi. Cu acest prilej, activiștilor și instituțiilor cu merite deosebite au fost înmânate diplome de merit. Îi mulțumim foarte mult domnului Viorel Bălăgean, primarul satului, dar și domnului profesor Marcel Novac pentru tot sprijinul și ajutorul pe care ni l-a acordat, dar și că ne-a reprezentat în foarte multe festivale. Cu ajutorul lor, noi ne-am dezvoltat. Întâlnirea de suflet s-a încheiat într-o atmosferă caldă de înțelegere și prietenie.